Deci, fetelor, să gustăm poțiunea! Wow, a funcționat! Mai toarnă! Uimitor! A mers! Dă-mi-o! De ce vă zgârciți? Turnați-o pe toată! Acum sigur vom avea îndeajunsă ciocolată! Aveam dreptate! Uimitor! Betty are o grămadă de clătite! Iar eu am mai puțin noroc! Mai puțin? Eu am o singură clătită! Bine că am primit măcar sirop de ciocolată! Așa va fi mai delicioasă! Da, e dumnezeiască! Păcat că așa puțin! Kate, tu ce ai primit? Eu am sirop de căpșuni, pe care îl voi pune pe fiecare clătită! Arată încântător! Delicios! De-abia aștept să le înfulec! Mai puțin? Gata! De-aș putea mânca mai repede! Pe toate deodată! Uite așa! Sunt atât de bune! Ador siropul ăsta! Apetisant! Timpul să-mi înfulec toate clătitele! Desigur, trebuie să torn sirop de caramel pe ele! Wow! Sigur va fi delicios! De ce să nu adăugăm toate siropurile pe clătitele lui Betty? Va fi grozav! Mulțumesc, fetelor! Acum am cele mai delicioase clătite! Doar suntem prietene! Delicioase! Împarte-le cu noi! Vai! Haide să luăm, Kate! Ce combinație minunată! Desigur! Mulțumită siropurilor voastre, sunt foarte bune! Un singur Cheetos nu mi-e îndeajuns! Eu am o pungă întreagă! E clar mai mult! Iar eu am o grămadă! În sfârșit pot mânca pe săturate! Tare! Dar mai întâi trebuie să mă ocup de chipsul meu! Gustăm? E foarte bun! Îl voi mânca încet, să fac plăcerea să dureze! A fost delicios, dar foarte puțin! Kate, nu vrei să împarți cu mine? Poftim? De fapt, e rândul meu acum! Credeam că vor fi mai multe chipsuri în pungă! Le voi mânca foarte rapid! Priviți! Sunt atât de bune! Nu are rost să trag de timp! Și ultimul îl voi mânca într-un fel mai interesant! Mary se va îneca! Trebuie să o salvăm! Vai! Kate, mulțumesc mult! Mi-e mult mai bine acum! În sfârșit mi-a ajuns rândul! Vreau să-mi înfulec mai repede grămada! O pot mânca în cele mai diferite feluri! Și în fiecare fel e la fel de delicios! De ce să nu mă folosesc de un pai? E mult mai comod! Și nici nu mă murdăresc pe mâini! Și acum le pot mânca cu un polonic! Delicios! Au mai rămas doar primiturile! Ta-da! Am mâncat tot! Doar că pe mâini oricum m-am murdărit! Mary, vino la mine! Betty, te ador! Vino să te îmbrățișez! Ce fricoase!
Și asta e tot? Cu aripioară nu mă pot sătura! Iar eu am mult mai multe! Mai multe? Voi încă nu ați văzut ce munte de aripioare am eu! Pe loc! Eu voi gusta prima! Și așa am cel mai puțin noroc! Începem! Miroase încântător! Și gustul e nemaipomenit! Delicios, dar puțin! Vai! O, nu! Ce iute! Fetelor, ajutor! E foarte iute! Fără gheață nu pot supraviețui! Ah, e mult mai bine! Să fie chiar așa de iuți? Uf, am scăpat! Betty, rândul tău să mănânci aripioarele! Nu vreau! Sunt foarte iuți! Chiar! Trebuie doar să mă înarmez cu un pahar de apă cu gheață! Pornim! Delicios! Le voi mânca pe toate! Până la ultima! De ce te grăbești așa? Va fi foarte fierbinte! Vai! Deja simt asta! Dar nu am adus apa degeaba! E chiar aici! A fost o idee bună! Vai, nu! Apa nu m-a ajutat! Nu degeaba am adus furtunul! Kate, mulțumesc mult! Furtunul tău m-a salvat! Știam eu că va fi de folos! Kate, nu pune furtunul departe! Voi avea nevoie de el! Bine, sunt gata să te salvez, Mary! Ce mai? Pornim! Mă tem să o fac! Până acum sunt delicioase! Kate, stai de pază! Sigur va veni ceva! Deja? Cred că e prea devreme! Poate acum? Nu! Acum? Kate, lasă-mă să mănânc! Deja am obosit să țin furtunul ăsta stupid! La o parte! Până acum mă descurc! Am obosit puțin! Vai! Simt cum mi se face din ce în ce mai cald! Ajutor! Timpul să-l pornim! Furtunul nu e de ajutor în cazul ăsta! Măcar aripioarele să le stingem! Gata! Betty, hai să mâncăm! Nu vom păți nimic de la o aripioară! Și ce să fac cu un ursuleț? Eu am o găleată întreagă! Să vedem ce-a primit Mary! Am o grămadă enormă de ursuleți! Și fiecare dintre ei e ireal de delicios! Îi ador! Vreau să-mi fac ursulețul mai mare! Și pentru asta am nevoie de un făcăleț! Vă voi da o lecție! Priviți și învățați! Haide! Vreau mai mult geleu! Uitați! Acum am o foaie de geleu subțire și foarte delicioasă! Wow! Betty, te văd! Vă văd pe toți! Și chiar e ireal de delicioasă! Ador geleul! S-a terminat! Betty, rândul tău acum! Sunt mereu pregătită, dar mai întâi am nevoie de o ruletă! Yeah! Fetelor, trebuie să mă ajutați! Dați drumul ursuleților la mine în gură! Zis și făcut! Ai nimerit, Mary! Se distrează și ursuleții și eu mănânc pe cinste! În sfârșit e rândul meu să înfulec! Delicios! Dar am o idee neobișnuită! Ce are Mary de gând să facă?
Vreau să fac din jeleuri o bucată imensă de jeleu! Pentru asta voi pune toți ursuleții într-o oală și apoi, cu ajutorul flăcărilor, îi voi topi într-o masă omogenă! Priviți! Deja funcționează! Arată delicios! Dar cum să-i scot din oală? Haide! Aproape? Da! Gata! Acum mă pot bucura de jeleu delicios! Abonează-te la Multidu Challenge ca să nu ratezi următoarele provocări la fel de delicioase! Spune-ne în comentarii ce gustare de azi ai vrea să guști! Pe curând!